Bună, gemeni, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 29 mai 4 iunie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Gemeni, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii din comunitatea acestui canal. Apasă butonul alătură -te și acolo ai toate detaliile. Bun, dragi gemeni, în primul rând, este o săptămână cu schimbări pentru voi, o săptămână în care plăcerea va conta, iubire, bani, aprecierea. Și în funcție de asta, să știți că se vor lua niște decizii în viața voastră. În primul rând, este o săptămână foarte bună în care poți să primești niște bani, să primești o avansare la muncă. O săptămână în care un copil sau uh, o afacere uh, Persoana iubită, toată zona asta îți poate provoca bucurii, plăceri și astfel să pur și simplu să trăiești acea senzație că nu-ți vine să crezi cât de bine stau lucrurile, nu-ți vine să crezi cât de bine ești susținut. Bineînțeles că sunt și gemeni care pot avea parte de bani, deci vă intră bani sau vă funcționează ceea ce vreți voi să faceți pe acolo. Însă, dragi gemeni, o săptămână importantă pentru voi, deoarece în weekend, pe 4 iunie, avem o lună plină în săgetător. Și ce e cu luna asta plină? Păi, în primul rând, este vorba despre o închidere a unei relații. Și aici, nu vă panicați, că nu e vorba neapărat de despărțire. Da, acolo unde lucrurile nu funcționau și uh, nu mai mergeau și nu, nu era ok, da? Uh, lucrurile se clarifică, se închide acea relație. Da? Fie că e o relație de prietenie, fie că este o relație de iubire, ea se închide definitiv spre finalul săptămânii sau în jurul datei de 4 iunie. Poate să fie vorba despre o colaborare care se închide sau de un proiect, nu știu, ai început un proiect și acum, în sfârșit, l-ai finalizat vezi că indiferent ce se întâmplă, ești foarte bine susținut pe relația cu ceilalți. Și simt aici să spun că unii gemeni chiar puteți să cunoașteți pe cineva. Da, pentru că vă veți da așa un restart pe zona relațiilor și pentru că sunteți feriți. Deci indiferent ce se închide, e bine pentru tine, e ok, și, de asemenea, dragi gemeni, poate, știu eu, pentru alții să fie vorba despre a trece la un alt nivel în relația de cuplu. Adică, deveniți părinți sau vă căsătoriți, vă logodiți, vă mutați împreună, apar astfel de lucruri. Și asta e ok pentru tine. Ai o foarte mare protecție pe toată povestea asta. Dar eu tare timp să cred, repet, chiar dacă e lună plină, că unii gemeni au ocazia să cunoască pe cineva și chiar o persoană specială, o surpriză uriașă pe care o vei avea, din care vezi că ți ies bani. E o surpriză legată de o discuție pe care o poți avea în casă, în familie sau niște vești care vin de pe zona de online se deblochează ceva legat de o călătorie pentru unii gemeni, deci lucrurile încep să meargă așa pe repede înainte. Era nevoie de acel declic, era nevoie de acea închidere. Repet, este o situație din care tu vei ieși foarte, foarte bine din punct de vedere financiar. Chiar vei ieși foarte bine. Dacă e să cunoști pe cineva, asta e o informație doar pentru unii gemeni, deci dacă e să cunoști pe cineva sau să-ți faci niște planuri cu partenerul privind viitorul relației, privind Situația în care vă aflați voi și treaba asta e cumva. Pe la începutul săptămânii sau înainte de 4 iunie. Vezi că lucrurile pot avansa atât de rapid încât. Nici n-ai timp să respiri nici n-ai timp să conștientizezi cum s-au întâmplat lucrurile așa repede. E ca și cum te desparți, cunoști pe altcineva și deodată nu știu vorbiți și de mutat împreună vă și înțelegeți bine totul se desfășoară așa pe repede înainte. Dragi geme, nu știu ce faceți, dar mult succes. Eu vă doresc hai să vedem. Și tarotul ce, și tarotul și arhanghelii, în primul rând, și apoi vedem tarotul. Chiar o săptămână bună, dragi gemeni bună. Pe comunicare iarăși și pe comunicare cu persoana iubită comunicare când vine vorba de acte. Relația cu rudele. Mesajul pentru tine este misterul dumnezeiesc iluminator. Și avem numerele importante. 3, 7, 10, 1, 37. Este o săptămână de cunoaștere profundă pentru tine. Vei conștientiza multe lucruri, vei învăța multe lucruri. Culorile importante. Portocaliu, galben, verde, maro, iar arhanghelul Raziel este cel care îți oferă un dar, o ghidare. Facilitezi revelarea în universul tău lăuntric a stării inefabile, extatice, de mister dumnezeiesc iluminator. Îți ofer accesul dincolo de vălul iluziei divine. Te ajut să pătrunzi tainele fundamentale ale vieții și taina viselor profetice și a clar viziuni. Dragi gemeni, ascultați-vă foarte mult intuiția săptămâna asta, pentru că e o săptămână în care tu vei conștientiza ce îți place cu adevărat. Vezi că vei avea parte de momente în care deodată îți cade o, un vâl de pe ochi, da? îți dai ochelarii jos, ochelarii de soare și vezi și tu cu adevărat cum e realitatea, nu prin ei. Vezi și tu cum sunt culorile. Poți să ai vise profetice, să spun că visezi ceva și chiar se întâmplă sau poți să primești atenționări prin intermediul celorlalți sau chiar uh, directe da? în mintea ta. Deci mare atenție pe planul acesta. Hai să vedem, dragi gemeni, și tarotul ce spune. Ce trebuie voi să cunoașteți? Dragi gemeni, intrăm în luna iunie. În luna iunie vine sub semnul arcanei majore moartea, care e vorba, care vorbește despre o transformare, despre o închidere. Și luna asta să știți că se vor decide foarte multe lucruri privind relațiile. Adică ori ne mutăm împreună, ori ne despărțim, ori ne-am cunoscut și lucrurile se vor desfășura foarte rapid. Uh, și asta e de bine. E de bine. A ieșit prima carte, Cavalerul de Spade, care în acest tarot să știi că te reprezintă pe tine. Sunt cei doi gemeni, da? Castor și Polux. Dar revenind, este o săptămână în care lucrurile, așa cum am spus, se desfășoară pe repede înainte. Wow, regina de spade, dragi gemeni, ce faceți aici? Lumea, asul de băte, toată lumea e determinată, vrea schimbări. Roata destinului, marele preot, faietonul. O legătură cu Zodia Rac pentru unii dintre voi. Dragi în cineva aici lucrează cu drag și spor, la o situație legată de mașină, legată de drum, deci ai drumuri de făcut sau este vorba despre o bucurie, un triumf pe care l-ai legat de muncă. E ca un examen, e ca un moment al adevărului. Faietonul este energia generală pentru acest an 2023. Cu alte cuvinte, săptămâna asta vei lua niște decizii, se vor întâmpla niște lucruri în exteriorul tău pe care nu le vei putea controla și foarte clar văd aici pentru mulți gemeni că e vorba de o schimbare majoră atât din punct de vedere personal cât și profesional. Cavalerul de spate vine foarte rapid. E ca și cum, nu știu, faci un drum pe neașteptate sau de dimineață te-ai trezit și spui uite, azi sunt liber, îți iei valiza și te-ai dus nu știu unde. Da? Uh, discuții rapide care pot apărea, clarificări foarte multă agitație văd aici. Persoane care îți vin în vizită pe neașteptate. Asul de băte. O nouă pasiune pe care o dezvolți față de cineva, față de cineva, față de ceva anume. O nouă idee care îți vine. Te văd foarte entuziasmat, foarte încântat de un anumit drum. Vrei să încerci lucruri noi. Lumea, în inima ta. Lumea aici, să știi că vorbește despre o eliberare karmică din punct de vedere personal. Îți poate veni cineva în vizită de la distanță, deci din străinătate. Sau poți să iei o hotărâre importantă privind relația ta de cuplu. Poți să cunoști o nouă persoană în această săptămână. Dar văd o bucurie mare din punct de vedere personal. Deci te vei simți bine în casa ta, în cercul tău de oameni, acolo unde te afli. Regina de spade în mintea ta, o legătură cu o altă zodie de aer, poate pentru unii gemei adică balanță, vărsător sau uite, poate să fie energia ta. Și anume că ești foarte clar în această săptămână, vei ști foarte bine ce vrei și vei reuși să-ți clarifici o problemă, o situație. Vei vedea lumea la rece, cum s-ar spune, adică nu te lași foarte ușor impresionat. Roata destinului în exterior. Da, roata destinului vine cu schimbări, știi și tu. Un final, un nou început e un noroc foarte mare pe care l-ai aici să știi și simt eu că lucrurile se desfășoară foarte rapid în viața ta în această săptămână, nici n-ai timp să le vezi, nici nu ai timp să le înțelegi uh, și totul pornește de la acest entuziasm pe care tu îl ai. E un drum neașteptat pe care cineva îl face sau cineva face un drum către tine. Da? Trei de cupe, uite, o mică petrecere, reuniune. Trei de cupe înseamnă o primă bucurie, se celebrează ceva în casa ta, în familia ta, în cercul de prieteni. De trei de cupe să știi că este prima etapă a unei relații de iubire. Și unii gemei, nu știu, oricum aștept pe cineva nou, că tot aveți aici cărți de noi începuturi, de final. Fie este vorba despre o nouă etapă într-o relație. Marele Preot, ultima carte, O Legătură cu Zodia Taur, pentru unii gemeni. Ah, dragi gemeni. Marele Preot vine cu angajamente serioase. Fie este vorba despre un contract pe care îl semnezi foarte rapid, nici n-ai timp, fie este vorba despre a finaliza niște studii, a finaliza o etapă. Marele Preot, Uh, e o persoană care e foarte serioasă, e foarte respectată în societate, te poți baza pe el, are niște principii bine acolo stabilite. Foarte interesant. Dragi gemeni, o săptămână pe care nu o veți uita ușor, cu schimbări așa rapide. Acestea au fost previziunile generale. Eu vă îmbrățișez cu mare drag, vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, apasă butonul alătură -te și acolo ai toate informațiile necesare, cum anume să devii membru în comunitate și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru toate citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru acest an 2023, deci ai acces și pentru mai și pentru iunie și pentru anul 2023. De asemenea, te invit cu drag și la previziunile zilnice pe Zodii și vreau să-ți mulțumesc că, pentru că te-ai abonat acestui canal. Funcția abonează-te este gratuită și este diferită de cea alătură-te. Da? E total diferit. Dacă n-ai făcut acest lucru, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. Te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc o săptămână cu schimbări cât mai benefice.